Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Astăzi vom vorbi despre inteligența emoțională. Specialiștii spun că este acea capacitate care te face să știi să gestionezi emoțiile și să comunici eficient cu ceilalți. Cum ne dezvoltăm această inteligență emoțională, ne va spune invitatul meu de astăzi, Cătălin Stoica, coach și trainer în leadership și inteligență emoțională. Cătălin, bine ai revenit în platoul nostru! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, bine te-am regăsit, mă bucur ca de fiecare dată și eu mă bucur. Să vorbim despre. Ce este așadar inteligența emoțională? Cu toții știm ce este inteligența academică, să-i spunem IQ-ul. Exact, inteligența academică. IQ-ul, inteligența emoțională, spune Travis Bradbury, unul dintre cei mai importanți experți contemporani în inteligența emoțională, spune el că ea este cumva responsabilă pentru peste 60% din succesul nostru, inclusiv profesional, de orice tip în viață. Deci este mai importantă decât inteligența academică? Exact. Adică abilitățile tale emoționale sunt predictori de performanță mult mai buni decât abilitățile tehnice, profesionale. Și știi că vorbeam noi despre pragul limitativ. Da, exact la asta se referă abilitățile emoționale. Cum știu să-mi gestionez fricile, furia, mă înfurii tot timpul pe toată lumea, sunt singur împotriva tuturor, dezgustul, tristețea și așa mai departe. Acele emoții cărora, din păcate, noi le spunem negative. Dar nu sunt negative. Și inteligența emoțională exact asta analizează. Emoțiile primare, emoțiile secundare, adică cele compuse, și gestionarea lor. Pentru că nu le poți anula. Nu poți renunța la ele. Băi, de mâine m-am decis, nu mai să enervezi. Mai fie frică. Da. De mâine, gata cu furia, s-a terminat. Ghiși ce? N-ai cum. Nu ai cum. De asemenea, sunt oameni care își reprimă emoțiile. Furia, în special, care este o emoție foarte explozivă, nu? Sunt oameni care își reprimă emoțiile. Însă, asta este calea cea mai ușoară către boală. Pentru că aceste emoții somatizează în corpul fiecare, fizic. Fiecare emoție va somatiza mai devreme sau mai târziu. Se varsă cum ar veni într-un organ. Fiecare emoție are un organ favorit, preferat, în care se varsă. Ideea e nu să-ți reprimi emoțiile, ci să le accepti, să accepti că ești furios, furioasă în momentul ăsta, să-ți dai seama de ce, ce anume te face pe tine furioasă, să observi că, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în exterior e doar un declanșator, e întrerupătorul ăla de lumină. Care apasă, da? Lumina nu e acolo. Lumina nu e sub el. Lumina e undeva sus, se aprinde în altă parte. Ăla e doar un declanșator. Să-ți dai seama că, de fapt, lumina e... undeva unde nici măcar nu se vede, e dincolo de perete sau în perete. Așa și cu emoțiile. Ele au fost instalate cumva, situațiile astea care provoacă emoții puternice, au fost instalate programele, softurile interioare la un moment dat în copilărie în general și de acolo, de atunci, ele funcționează fix la fel. De fiecare dată când întâlnesc o situație asemănătoare, voi trăi acea emoție. Deci această inteligență emoțională nu este cumva nativă, ci e dobândită pe parcurs? Este dezvoltată în fiecare zi de preferat, de fiecare dintre noi. Ce înseamnă de fapt inteligență emoțională? Mai simplu, maturitate emoțională. Ca ajungând la 25, 30, 50 de ani, să nu mai reacționez ca un copil de 7 ani. Să nu mă mai supăr să-mi iau jucăriile și să plec acasă de la serviciu. Să nu mai renunț la o relație așa imediat că oricum nu contează. Și așa mai departe. Adică și oamenii sunt răi, n-am ce să le fac, eu renunț la ei, la toți. Hai să luăm aceste emoții în parte, să vorbim puțin despre ele și să vedem cum le gestionăm, cam care ar fi pașii. Dacă ar fi să luăm niște emoții pozitive, am zice bucuria, încrederea, pasiunea, tandrețea. Astea sunt, să zicem, dacă facem așa o felie de mare rotundă de tort, ele sunt pe partea dreaptă, jumătatea verticală dreaptă, iar pe jumătatea stângă sunt alea cărora noi le spunem de regulă negative, dar nu sunt negative. Ele sunt tot niște emoții, depinde cum le gestionăm noi, cum ne folosim noi de ele, cum le conducem noi pe ele și nu ele pe noi. Și putem vorbi de frică, putem vorbi de furie, putem vorbi de dezgust și putem vorbi de tristețe. Dezgustul, de exemplu, ce face dezgustul? Păi, eu nu vreau să fiu dezgustat, zice omul. Nu vreau ce să ne poate dezgusta, de fapt? Ce ne poate dezgusta, de fapt? Să ne gândim. Așa, ce ne face să simțim dezgust? În afară de mâncare, nu ne referim la dezgustul acela gustativ. Niște atitudini ale celorlalți, da? Exact, atitudini, mai ce? O situație în care de viață, o poveste în care suntem și din care nu mai ieșim, o poveste toxică.
pot fi o grămadă de chestii care mă dezgustă. Însă dezgustul, până la un punct, are o parte foarte bună. Dezgustul zice, până aici, este un semnal de alarmă, da? Exact. E ca o trecere. E ca acea comutare a întrebătorului. De pe on, pe off sau invers, de pe off, pe on. Depinde ce vrem. Adică în momentul în care dezgustul este cel potrivit, va zice, gata, până aici, mă apuc de altceva. Schimb, trebuie să schimb ceva. Nu, mai am vrut eu să schimb la el, la ea, la ei, nu merge. Am vrut eu să schimb vremea, nu m-am înțeles cu soarele. Nu-mi place la locul de muncă, sunt dezgustat de jobul meu. Exact. Și atunci am făcut o schimbare eu cu mine. Dar aici aș vrea să fac o paranteză și sunt foarte mulți oameni și cred că știi și tu și toți cunoaștem astfel de oameni în jurul nostru care se plâng tot timpul de job, de relații, de viață și așa mai departe, simt dezgust, dar nu fac nimic, rămân blocați acolo. Din ce cauză rămân blocați acolo? De ce nu pot ieși din zona aia de confort, să-i zicem, chiar dacă e în confort? Ai zis deja, ai răspuns pe jumătate, zona de confort. Richard Bandler spunea la un moment dat, eu nu i-aș zice zona de confort. Eu i-aș zice mai degrabă zonă de obișnuință, de familiaritate, pentru că deseori în zona aia de familiaritate, de obișnuință, e mult disconfort. Da, da, știi cum zic mulți oameni, rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Adică, da, e mult disconfort, adică doare, scuză. Dar rămâi acolo. De ce? Într-adevăr, e vorba de niște obiceiuri care oferă și niște beneficii secundare. Omul se teme să facă o schimbare, minții nu-i place schimbarea, omul se teme să facă o schimbare pentru că, își spune el, ar putea găsi ceva mai rău decât are deja. Adică apare el... Apare frică, iarăși, exact. Ajungem la alte el emoții. El pune înainte de orice, el pune carul înaintea boilor. Adică nici nu s-au întâmplat lucrurile, da, dar se pot întâmpla. Dar de ce crezi? Nu crede atât de mult, atunci de ce nu schimbi? Da, mi-e frică. Cu toată frica, ideea e nu să, iată, nu să-ți anulezi frica, pentru că n-ai cum. Ci să faci ceea ce ai de făcut cu toate fricile din tine. Să accesezi sau să cumva să manifesti curaj, să aduci ca resursă curajul, să aduci un pic de încredere, să aduci capacitatea de a risca, să aduci un pic de nebunie dacă e nevoie, să le aduci acolo într-un mix ideal, astfel încât să bată frica, să crească peste frică și să faci și după aceea să spui, uite mă, mi-a fost frică degeaba. Mi s-a întâmplat de multe ori să spunem lucrul ăsta. Exact. Ce frică mi-a fost și uite ce ușor s-a rezolvat acea situație. Exact. Adică n-ai cum să scapi de frică și nici nu vrei să nu mai simți frica de niciun fel. Însă inteligența emoțională spune că orice emoție durează între, atenție, 3 și 6 secunde. Asta este durata naturală, dacă mă pot exprima astfel, a unei emoții. 3-6 secunde. Ce e peste, de fapt, decizia minții de a întări și amplifica acea emoție. Sunt furios, nu știu ce, și cineva zice, vine Dana și zice, calmează-te, mă, că n-are rost să... Lasă-mă, mă, că eu sunt nervos, eu vreau să mă descarc. Adică eu aleg să fiu în continuare nervos. E ca o ceva sinusoidal, știi, așa e emoția. Adică un soi de la 0 la 6 secunde, am ajuns la vârful ei la 3 secunde, să spunem. E o medie și la teoretic la 6 după 6 secunde ar trebui să fiu din nou la 0. E destul de greu să anulezi o emoție în 6 secunde. Nu suntem roboți. Însă ce face de fapt mintea? Se aduce când, în momentul în care începe un pic să coboare, chiar îi mai dă un gând din ăla care să o crească și să mai facă încă și iarăși. Și uite așa, avem crește. Poate întreaga zi, pentru că dacă ni se întâmplă un astfel de episod la primele ore ale dimineții, toată acea zi este compromisă. Apare convingerea aia exprimată, mi-a stricat ziua, mi-a stricat toată ziua. Pe bune! Adică o singură chestie să-ți strice toată ziua? S-a muncit o chestie prost, exact. O să se termine ziua și mai prost. Tu decizi, a, da, bună asta, mulțumesc că mi-ai ridicat o minge la fileu, da, da, sunt oameni care spună, sunt m-am sigur că astăzi ceau o să meargă foarte prost. Iar seara, ghiși ce spune. Am avut dreptate. Am avut dreptate, mi-a mers foarte prost. S-au programat perfect, Dana. S-au programat perfect. Este capacitatea minții de a se programa pe pozitiv sau pe negativ. Funcționează la fel. Se programează pentru ceva. Dar de ce noi avem tendința asta de a ne programa mai mult pe negativ decât pe pozitiv?
dacă avem această capacitate a minții. Gândește că și noi am fost animale, astea sunt explicații antropologice și noi am fost niște simple animale, nu? De 40-50 de mii de ani de la Homo sapiens încoace, principalul instinct uman, care și astăzi este cel mai puternic, dar s-a mai domolit și a mai fost înlocuit cu altele, este care? De supraviețuire. Ce înseamnă de fapt supraviețuire? Hrană, adică tot ce fac, fac să vânez ca să mă hrănesc, ca să mănânc, ca să așa, teritoriu, mă lupt ca să-mi apăr teritoriul, nimeni nu are voie pe așa, și reproducere. Nimeni nu are voie la perechea mea. Și în permanență ne raportăm la pierde, să nu pierd. Pentru că atunci dacă nu vânai, erai vânat. Dacă nu vânai, mureai de foame. Pentru că nu știai să-ți produci. Nu puteai decât să atragi ce o să vezi, o pasăre, hop, o pui un pic pe foc, da? Dacă era foc, când nu era foc, în fine. Nu mai contează. Ideea e că eram niște simple animale și noi. Și atunci eram conduși exclusiv de emoțiile noastre. Ale de pe care instincte mai mult. Da, dar acolo erau emoții. Emoțiile se manifestau și decideau ce urma să facem. Acum, pentru că suntem și niște ființe raționale, nevoie să spunem stop joc, un pic atunci când e emoția mai puternică și să mă întreb, oare ce fac eu aici? Oare ce fac eu în clipa asta? Atunci când vreau să fac ceva și nu sunt sigur că pot, în fine, e un lucru nou, e un singur cuvânt într-o întrebare, într-o întreagă întrebare, poate decide rezultatul acțiunii care îi urmează întrebării. De nou, un singur cuvânt. Omul se întreabă, oare pot să fac eu asta? Pe care ar fi răspunsul? Pot. 50-50. Aia, pe bune? Mai degrabă nu pot, zice. 50, să zicem 50. 50 nu pot, 50 pot. Dar ai dat dintr-o dată șanse lui nu pot să existe și ai exclus, ți-ai mâncat jumătate din posibilități. Și ai rămas cu doar jumătate. Se îngustează, să zicem, plaja de soluții, de resurse la care te gândești tu și îți cade încrederea. În loc să te întrebi, oare pot să fac eu chestia asta? Întreabă-te, cum? Oare pot să fac eu chestia asta? Un deja găsești cuvânt. Soluții. Cum? Nu mai trimiți minte, adică nu-i mai dai posibilitatea să zică nu. Că nu mai are cum să răspundă la cum oare pot să fac eu chestia asta. Și atunci mintea efectiv se direcționează în soluții. Exact, pe căutarea de soluții, de răspunsuri noi. Păi uite, mă știu că asta, asta și asta, dar acum nu funcționează. Astea sunt toate? Da, eu cred că sunt toate. E, fizica spune că și neuroștiințele spun că atunci când crezi că mai există o singură soluție, există cel puțin una ideală în plus. Cel puțin una ideală în plus. Nu o văd eu, nu sunt eu încă pregătit să văd acea soluție în momentul de față. N-am acea pregătire emoțională, poate spirituală, poate intelectuală, să pot să le dezvolt pe toate. Și atunci caut, de fapt, mă întreb și caut noi soluții. Oare cum pot să... Păi acum aș putea, mă, cum n-am încercat niciodată. Acel cum ar fi dacă? Sau what if? E o întrebare puternică, în orice limbă am pune această întrebare. Cum ar fi dacă aș putea? Pentru că vine un client în coaching la mine și zice, nu pot, n-am cum, și eu zic, ok, eu înțeleg că n-ai cum. Văd, pot să observ că nu ai cum. Dar dacă ai avea cum, cum ai face să... Păi nu știu, uite, mă gândesc că aș face asta și asta și el începe să creeze, să creeze. Și acum, Dana, toate soluțiile geniale întâi au fost niște idei. Au de fost neaplicate. Totul. Exact. Toate lucrurile alea extraordinar de greu de făcut, foarte ușor de făcut acum, au fost extraordinar de greu de făcut la început. Toate lucrurile au fost imposibile până când le-au devenit cineva. Posibile. Exact. Le-a făcut unul. Știi, îi luăm pe frații Wright, nu? Atestați ca fiind primii care au zburat cu un aparat mai greu decât aerul, nu? Și frații Wright aveau un tată, pastor, preot. Un om respectat în comunitate, un om foarte ok. Și tatăl lor le spunea, bă băieți, când ei se chinuiau acolo să inventeze avionul. Și bă băieți, bă, dacă Dumnezeu voia ca noi să zburăm, bă, ne creșteau aripi, mă. Ne creșteau, dar nu ne cresc. Asta înseamnă că Dumnezeu nu vrea, mă, să zburăm. Nu vă mai chinuiți, mă, degeaba, mă. Bă, vă cheltuiți banii aiurea, mă, pe prostiile astea. Din fericire, frații Wright nu l-au ascultat nici măcar pe tatăl lor aici.
și au continuat să studieze, să exerseze, să se pregătească, să aplice și să facă lucrurile să se întâmple. Până când au zburat. Ce crezi că a zis? Ce-o fi zis tatăl lor după ce i-au zburat de câteva ori și avionul a devenit așa o chestie obișnuită? Și-o fi recunoscut? Nu știu. Asta e o întrebare la care nici eu n-am răspuns. Și-o fi recunoscut greșeala, limitarea, i-o fi felicitat. Eu cred că i-a felicitat, era tatăl lor, nu? Dar vezi, asta este e chestia care mă duce. Ei nu s-au întrebat, oare putem să zburăm? Cum oare am putea zbura? Au ce știut că face? Pot. Au crezut în visul lor. Au pornit de la premisa că se poate. Când? Bă, nu știm când. Dar hai să ne setăm un deadline. Poate ori fi făcut, poate nu asta. Până când, băi, în maxim 2 ani de acum înainte vrem să zburăm. Mintea se responsabilizează atunci când setează un deadline. Atunci când poate, știi, eu de exemplu, eu lucrez în general în mediul corporate și cu companiile, dar lucrez, îmi place să lucrez foarte tare și cu oamenii care vin spre mine pentru că sunt foarte implicați de la prima întâlnire, plătesc din buzunarul lor și sunt mai motivați și mai responsabili. Și în general. Și atunci caută să mă pentru a începe un nou program de dezvoltare cu un grup heterogen, cu oameni care să vină spre mine, zic, bă, îl încep de luni, dar stai puțin că trebuie să fac, nu știu, un afiș de promovare, trebuie să creez textul de promovare, trebuie să stabilez niște lucruri acolo, să creez evenimentul. Și amân, știi, amân, știi cum e. Bă, dacă vrei să amân ceva, am un coleg în John Maxwell Team care spune asta, dacă vrei să amân ceva, amână amânarea. Amână mai amânarea, nu mai amână altceva. Și când mă surprind făcând lucrul ăsta, îmi spun, stop joc, ce fac eu aici? Amân. Toți cred că avem momente din astea în care amânăm. Și am scuze, mă, niște scuze bune, dar mintea găsește să o scuză la fiecare 4 secunde. E artistă. Și găsesc scuze, zic, ce fac eu aici? Amân. Păi da, am motive. Da, mă, dar tot amânare se cheamă, tot scuză se cheamă. Dacă e o scuză bună, nu înseamnă că mă ajută cu ceva. Deci trebuie să ne mobilizăm imediat. Și atunci, da? Ce fac? Îmi caut parteneri sau parteneri de responsabilizare. Cum? Imediat creez evenimentul pe Facebook. Dată, oră, tot. Postez acolo și nu mai pot să amân. Că nu-i frumos să le spun oamenilor, știți, m-am răzgândit, am eu o treabă. Nu. Deja mă țin altfel. Asta înseamnă că trebuie să împărtășești cu cineva. Da. Da? Acel proiect. Este motivația intrinsecă și vorba de motivația intrinsecă și motivația extrinsecă. Acea intrinsecă vine din interior și eu sunt mai degrabă, motivez mai degrabă intrinsec, dar ca orice om am nevoie de motivație extrinsecă, mă ajută. Dacă îți spun ție că voi începe și chiar te rog, Dana, știi, încep pe 23. Sună-mă, mai sună-mă din când, o dată pe săptămână sună-mă și întreabă-mă ce am mai făcut. Nu va fi jenă să spun de fiecare dată că n-am făcut nimic, că am amânat, că n-am avut timp. Chiar dacă... Sunt foarte mulți oameni care n-au această jenă. Depinde. Nici nu fac un astfel de parteneriat de responsabilizare. Nu fac. Tocmai de aceea, ca să nu mă lasă să mă bată ăla la cap. Hai să vedem. Deci așadar, această inteligență emoțională se poate dezvolta la orice vârstă, da? Da. Mai ales în copilărie. Dar acolo e nevoie ca părinții să se implice foarte mult în asta, educatorii să se implice foarte mult în asta. Și aș mai vrea să vorbim puțin despre legătura dintre inteligență, dintre IQ și inteligența emoțională. Sunt cumva o legătură, sunt cumva direct proporționale sau cum e? Nu, așa cum spuneam, inteligența emoțională e răspunzătoare pentru 60 și ceva la 100 din succesul nostru pe orice plan în viață, în orice domeniu al vieții. Adică poți fi un om foarte inteligent, un om de succes, cu un IQ foarte ridicat și să fii zero la capitolul inteligență emoțională și invers? Hai să luăm o chestie simplă, o poveste simplă. Van Gogh, nu? Cel mai bine vândut pictor din toate timpurile. Cele mai scumpe lucrări sunt ale lui Van Gogh. Știi câte a vândut Van Gogh în timpul vieții lui? Unele surse spun o lucrare, altele niciuna. Acea lucrare, de fapt, a fost o chestie conjuncturală, n-a vândut-o el. În fine, nu are importanță. Una, maxim o lucrare. Van Gogh. Dar știe el cât au câștigat aia care l-au moștenit și vând acum lucrările lui. Iată, inteligența lui emoțională, din păcate, nu i-a permis să relaționeze cu oamenii, să se conecteze, să comunice cu ei. Deci asta înseamnă relaționare până la urmă. Exact. De relațiile pe care noi reușim să le stabilim cât de ușor și cât de profund reușim să stabilim niște relații, depinde inclusiv banul din buzunar. Chiar și atunci când se zice e criză,
Dacă știi să relaționezi bine, tu vei fi persoana angajată în perioadă de criză sau pe un salariu care nu seamănă a criză, care nu miroase a criză. Asta e inteligența emoțională. Cât de emoțiile, așa cum spune, abilitățile tale emoționale, decid cât de bine, cât de des, cât de mult îți pui în valoare abilitățile profesionale, inteligența academică. Ce faci cu ce știi? Cât faci cu ce știi? Am făcut 3 facultăți, dar sunt șomer. Dar okay, poți, hai să luăm exemplu și invers, da? Poți fi un om cu o inteligență emoțională foarte ridicată și să ai un IQ în același timp scăzut? Destul de puțin. Destul de puțin probabil, pentru că dacă... Deci invers nu prea e valabil. Dacă ai atitudinea potrivită, Dana, înveți. Atitudinea potrivită te ajută să înveți, atitudinea potrivită te ajută să reții mai ușor, să înțelegi mai ușor. Atitudinea potrivită te ajută să acționezi, să pui în practică. Însă s-a constatat un lucru, ceea ce e foarte interesant, că oamenii care se pregătesc foarte mult, dar acționează foarte puțin, au rezultate constant mai mici decât cei care se pregătesc mai puțin, dar acționează foarte mult. Cu acel puțin pe care îl știu, fac lucrurile să se întâmple. Se străduiesc să facă lucrurile să se întâmple. Și au succes mai mare. Și te întreb, ia uite mă, la mânare n-a făcut nici, nu știu, n-a citit, nu citește și are mai mult succes, câștigă mai mult decât mine. Păi da, dar ăla câștigă mai mult decât mine pentru că este mai activ, mai dinamic, știe să relaționeze cu oamenii, vorbește mai frumos decât mine. Bine mă, dacă stau să vorbesc frumos ca el, ok, dar știi cum e, atunci când iei în calcul succesul tău, spune John Maxwell, unul e un număr prea mic pentru rezultate foarte mari. Așadar, inteligența emoțională se poate vedea și în sfera profesională, da, și în relațiile noastre. Hai să vedem în relațiile noastre particulare, în familie, între prieteni, între uh-huh, iubiți, între parteneri. Uh-huh. Cum se poate recunoaște? Știi, există ceea ce, ca să ne referim cât mai restrâns, așa, mai nișat, la o relație de cuplu, la familie, există ceea ce Tony Robbins numește cele 3 niveluri ale iubirii. Și e acel nivel pe care ne naștem toți și pe care îl dezvoltăm toți și pe care unii dintre noi nu-l părăsesc niciodată pe parcursul vieții. Este acel nivel care spune te iubesc așa cum am eu nevoie. Te iubesc așa cum am eu nevoie. Adică eu am nevoie să fac asta. Ție îți plac panseluțele. Și eu ți-aduc un suc acidulat, nu știu, un sticlă la 2 litri. Dar nu ți-am adus, băi, e mai scump asta, mă, decât panseluțele. Dar eu, de fapt, nu o iubesc așa cum are ea nevoie. Eu nu ascult. Pe mine nu mă interesează cu adevărat ce își dorește ea. Eu îi ofer ceea ce vreau eu să-i ofer, ceea ce mi este mie la îndemână. Al doilea nivel al iubirii spune te iubesc așa cum mă iubești și tu. Te iubesc dacă mă iubești și tu. Și asta este nivelul de business. Cei mai mulți aici se opresc. Cele mai multe divorțuri au loc din această cauză. Pentru că eu am făcut pentru tine și aia și aia și aia. Tu n-ai făcut decât chestia aia, ții minte? Adică o contabilizare foarte clară. Băi, e un business, frate. Eu am dus gunoiul de 3 ori și tu nu m-ai lăsat să mă uit la meci decât o dată. Niciunul nu lasă de la... Dacă niciunul nu lasă de la el, relația se rupe. Pentru că te iubesc atât cât mă iubești și tu. Dacă văd că eu te-am depășit prea mult, gata, pa, la revedere. Și al treilea nivel, ca da, să termin, al treilea nivel, spune, te iubesc așa cum ai tu nevoie. Aici ajungem mai puțin. Te iubesc așa cum ai tu nevoie. Adică sunt suficient de atent la tine încât să văd care sunt valorile tale, care sunt... nu știu, ce îți dorești tu de la viață, care sunt visurile tale, care sunt dorințele tale, ce ai dori să primești de la mine și îți ofer, mă străduiesc să-ți ofer exact ceea ce tu ți-ai dori cel mai mult. Este nivelul suprem de dezvoltare umană, este acel nivel în care încetezi să mai judeci oamenii și îi apreciezi pentru ceea ce sunt și mergi înainte cu ei pentru ceea ce sunt, dezvoltându-vă împreună.
Dacă îți dezvoltă doar unul, e o problemă. Să ieși din critică, să ieși din judecată, exact, și așa mai departe. Exact. Sunt unii psihologi, există chiar un curent, care spune că de fapt ar fi vorba de 7 tipuri de inteligență, pe lângă inteligența, da, emoțională și inteligența spirituală, academică. Spirituală. Cum ne ajută celelalte forme de inteligență? Ne ajută, fiecare are rolul ei extrem de important. Poate fi astfel împărțită inteligența 7, alții zic 9. Nu e neapărat nevoie să le împărțim în atâtea, că le uităm și, oleu, stai, care mai era, stai, mă, pe care trebuie să o mai dezvolt. Hai să ne limităm la astea două și eventual să luăm partea spirituală, inteligența spirituală, emoțională și intelectuală. Hai să vedem, pentru că sunt destul de distincte. Să vorbim puțin și că mai avem câteva minute și despre inteligența spirituală. Da, inteligența din... Ce perspectiva înseamnă, mea, în perspectiva ta? Inteligența spirituală este baza oricărei construcții în viață. Dacă nu ai o bază spirituală solidă, clădirea, construcția ta se va dărâma mai devreme sau mai târziu. Face buf când nu te aștepți. Noi, oamenii, avem nevoie să credem în ceva mai mare decât noi. Avem nevoie să credem în ceva care ne depășește cu mult. Asta nu înseamnă că e doar o credință aiurea, în van. E ceva ce nu putem poate înțelege. Nu avem capacitatea de a vedea. Însă dacă noi nu vedem, nu înseamnă că nu există. Și acea credință, da, raportată în planul nostru de zi cu zi, ne ajută foarte mult în toate obiectivele, pentru că dacă nu ai credință, dacă nu ai credința aceea de nestrămutat lucrurile, credința mai greu se foarte întâmplă. Mare te ajută să spui la un moment dat, bă, ce pot să fac să-mi dezvolt inteligența emoțională, să mă dezvolt pe parte profesional, academic, să zicem. Ce inteligența spirituală îți spune, cred și hai să văd ce pot să fac să rezolv situația. Așa se dezvoltă, iată, și inteligența emoțională. Pornind de la această credință, omul are nevoie să creadă în ceva mai mare decât el, are nevoie să facă parte din ceva mai mare decât el. Se spune că dacă visul tău nu e măcar cu un număr mai mare decât tine, nu e suficient de mare. Cum adică? Adică visul tău să fie atât de mare încât tu să poți crește în el, în interiorul lui. Că dacă visul tău este foarte aproape, foarte ușor de împlinit, eforturile pe care le vei face vor fi mici, și nu vei aprecia schimbarea rezultatul. Va fi mică și nu vei, te vei dezvolta prea mult, nu vei câștiga foarte mult de acolo. Visul tău trebuie să fie atât de mare încât să te sperie. Să te sperie de cât de mare. Dacă nu te sperie măcar un pic, nu e suficient de mare. Dacă este atât de mare, n-ai la un moment dat senzația, bă, dar poate e o iluzie? Da, așa spui și despre Dumnezeu. Dar poate e o iluzie? Dacă când se întâmplă o chestie, zici, Doamne, iartă-mă că știi că mai devreme am zis, eu n-am glumit, Doamne, nu, era așa o treabă. În momente de cumpănă. Exact, eu cred, eu știu că ești acolo, Doamne. Dă-mi un semn, zi-mi ceva, spune-mi ceva, știi, rugăciunea este felul în care îi vorbești lui Dumnezeu. Meditația sau intuiția reprezintă felul în care îl asculți pe Dumnezeu. Intuiția, apropo, este o formă de inteligență emoțională? Nu, este al șaselea simț. Este al șaselea simț, de fapt. Care se poate dezvolta. Și care se poate dezvolta. Eu am zis prima dată, băi, și nebun, cum adică să dezvolți intuiția? Când am citit prima carte despre intuiție, așa se cheamă, dezvoltarea intuiției a lui Shakti Gawain, cu ani în urmă. Și am zis să... Cum să dezvolți, mă, intuiția? Asta, și asta e vreun sport, ceva, e și asta vreo alergare, să scoți mai niște timp mai buni. Și după ce am citit cartea și am început să aplic niște chestii de acolo, am descoperit că se întâmplă niște lucruri și am zis, întâmplare, coincidență. Știi cum e? Există minuni, există așa doar atâta vreme cât cred în ele. Altfel se numesc întâmplări, coincidențe. Și când am văzut că aceste coincidențe se tot repetă, da, a venit Jung și ne-a spus că aceste coincidențe care se repete sunt de fapt sincronicități. Și am zis, băi, deci e ceva cu treaba asta, ia mă să dezvolt și mai mult intuiția, să vă se poate? Se poate. Se poate să dezvolți atât de mult încât uneori chiar ți se pare minune când se întâmplă ceva ce, de fapt, ce e intuiția? De ce este ea foarte importantă? Pentru că apare să-ți dea un răspuns sau să-ți spună, să te previne de ceva sau să-ți dea o direcție. Sau să-ți confirme ceva. Să-ți confirme ceva când acel ceva n-are nicio logică. Când ceilalți în jurul tău spun, tu nu vezi, mă, cum să faci chestia aia, că dacă o pățești, da, și tu o faci. Și după ce ai făcut-o, de fiecare dată, apare logică.
Păi da, mă, că a apărut ăla, mă, și a venit tic și te-a ajutat Vine mintea să... rațională și caută explicații. Dar există explicație. A apărut cineva după colț și de aia ai putut să... Dar înainte tu nu vedeai după colț. Intuiția îți spunea că e ceva undeva care te va ajuta. Și ai făcut-o, a apărut omul de după colț și te-a ajutat. Da, cum e ușor după să zici pe a apărut ăla de după colț. Corect. Dar ăsta e rolul intuiției. Să te ajute să vezi când nimeni nu vede. Să te ajute să crezi când nimeni nu crede. Să te ajute să faci când toată lumea zice nu faci. Da, așa este. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru toate aceste informații cu care ai venit astăzi. Îți dorim mult succes în tot ceea ce faci tu. Și multă intuiție. Și multă intuiție. Mulțumesc. Și multă inteligență emoțională. Mulțumesc foarte mult. Asta le doresc tuturor telespectatorilor. Avem nevoie de inteligență emoțională, avem nevoie de intuiție și luați în calcul că astea nu se dezvoltă. Știi cum e? Astea nu se dezvoltă de la sine. Se dezvoltă de la tine. Și nici de azi pe mâine, ci trebuie să lucrăm puțin. Ai încredere în proces. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția. Sunt Ana Bolăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă. Pe curând!